Cum a spus și colega mea înainte, sicriul va fi așezat în sala regilor, unde va avea, va avea loc un moment privat. Practic, familia regală își va lua rămas bun, o vor primi mai întâi și apoi își vor lua rămas bun. Vedem că a intrat în al preasfinția sa mitropolitul Iosif, cel care a oficiat împreună cu mitropolitul Nifon, slujba religioasă din aeroport. Știi că nu s-a înțeles foarte bine cu principesa Elisabeta, regina mamă Elena. Am găsit un jurnal de însemnări ținut de domnișoara de onoare a reginei mamă Elena, Nelly Catargi. Și care i-a rămas credincioasă până în ultima clipă a vieții. Doamna de onoare, de fapt. Mă iertați, era căsătorită. Sigur. Așa este și chiar s-a întâmplat. Este un... Sunt niște memorii ținute, publicate de ofițerul de ordonanță a regelui Mihai, care a devenit lomas prefect al Palatului, Jacques Vergotti, care amintește cum Nelly Catargi a aflat de decesul reginei mamă Elena în aceea zi cu decesul soțului ei din țară, pe care îl părăsise, să spunem, din motivul acesta că a ales să-l însuțească. Ea a încercat să-l scoată și n-a reușit. Asta pot să vă spun, fiindcă mă înrudeam cu ea și au încercat. Dar dacă nu s-a înțeles bine cu Elisabeta, a avut o relație extraordinară cu Mignon, pe care, din prima clipă în care a văzut-o, a fost entuziasmată și a spus că este... Vorbim de Princesa Orioana, cea care devine regina Serbiei. Și cu care ulterior au fotografii împreună în 1923 cu fiii lor, fiecare cu fiul în brațe. De altfel și cu Ileana. Trebuie să mai spunem totuși că Elisabeta era și mai dificilă. Ea era mai dificilă. Reușea să se certe și să fie... Regina Maria avea o relație dificilă. Doar pentru a fi corectă, doar pentru corectitudinea informațiilor, având în vedere că vorbim despre acest lucru. Din nou acasă, regina, da. Dacă ați băgat de seamă, pentru noi, cei care ne-am plecat asupra vieții reginei Elena, rămâne un fapt. Eleganța ei desăvârșită, frumusețea pe care toți contemporanii, distincția, ținuta într-adevăr regală pe care această tânără venită în spațiu românesc a avut-o în permanență. Așa este. Și ați văzut, ne spunea Jean-Marie Musy, ambasadorul Ordinului de Malta, pe care l-am văzut prezent printre invitații la aceste ceremonii, în reportajul dinainte ne spunea că a avut o viață foarte dificilă, dar în ciuda acestui fapt a reușit să se păstreze senină în memoriile sale. Ambasadorul Ordinului de Malta din Madrid dedică câteva pagini și reginei mame Elena, denumind-o regina surâsului. Spunea că primul lucru pe care îl vedeai în momentul în care te întâlneai cu ea era zâmbetul, care era tot timpul pe buze. Și ambasadorul Ordinului de Malta, Jean-Marie Musy, este nepotul președintelui Elveției, care a întâmpinat-o pe regina Maria în 1924, în turneul pe care l-a făcut pentru a pune pe harta lumii România Mare. Și iată, în exilul din anii 80, regina mamă îl întâlnește. Să știți că pentru cei care ar vroi să aibă o imagine desăvârșită a Elenei, le recomand un volum, se numește Detaliul. Este un volum legat de Săvârșin, pentru că Săvârșinul astăzi a reînviat și în cea mai mare parte e vorba de mobilier, de piese. Sunt aduse de la Villa Sparta. Dar acolo se vede rafinamentul extraordinar, grija aceasta extraordinară.
De altfel, Săvârșinul nu este singura casă pe care a decorat-o, pentru că se cunoaște că regina Mamelin a avut o pasiune pentru aceste decorațiuni interioare. Palatul de la Kiselev. Exact, de regina Maria. Ne întoarcem la Palatul Elisabeta, unde oamenii au ajuns pentru a duce un omagiu suveranei Elena, reginei mame Elena. Au venit cu flori, Mădălina Samoilă, colega mea, se află acolo și a vorbit cu câțiva dintre ei. Mădălina, mă auzi? Bună ziua din nou, Camelia, bună ziua doamnelor și domnilor. Așa cum ați putut vedea în imagini puțin mai devreme, cortegiul funerar a ajuns aici la Palatul Elisabeta. Momente emoționante la care am asistat atât noi jurnaliștii, cât și oamenii care au venit să aducă un ultim omagiu reginei mamă Elena. Și nu vorbim doar de persoane care știu ce înseamnă monarhia, persoane vârstnice, persoane care l-au cunoscut pe regele Mihai sau au avut mai multe informații despre monarhie. Vorbim și despre tineri. Tineri care au venit cu candele și cu flori albe, așa cum spuneai și tu, pentru a aduce un ultim omagiu reginei mamă Elena. Și am un tânăr lângă mine care are numai 18 ani. Doar 18 ani are Rareș și aș vrea să ne spună pe scurt povestea lui și motivul pentru care astăzi a venit să asiste la un moment atât de emoționant, la o filă din istoria României. Bună ziua, Rareș! Bună! Mi-ai spus ceva mai devreme un lucru interesant, că știi multe despre monarhie, știi cine a fost regele Mihai, ai venit astăzi să aduci un ultim omagiu reginei mamă Elena. Spune-ne istoria ta, cine te-a învățat că regalitatea e importantă și că monarhia e importantă? Îi datorez mulțumiri bunicii mele pentru că aceasta obișnuia să-mi povestească despre anii în care era elevă de ciclu primar și îmi povestea cum în momentul instaurării comunismului în România aceasta a fost nevoită ca toți ceilalți copii să rupă orice amintire de regalitate din cărți, din calendare, de pe pereți. Iar această durere cred că s-a transmis mai departe. Bunica mea are o foarte mare apreciere pentru regalitate, iar eu consider că fără aceasta nu cred că am fi țara care suntem astăzi, unită și independentă. E un moment istoric la care tu, alături de colegele tale, pentru că am văzut că ai venit împreună cu alte colege de vârsta ta, la fel de interesate să participe la un astfel de moment marcant pentru România. Da, am venit pentru că consider că este datoria noastră să aducem un omagiu regine mama Elena a acestei minunate personalități care s-a dedicat trup și suflet pentru salvarea a mii de vieți evreiești nevinovate și aceasta a reprezentat un sprijin pentru regele Mihai, regele pe care noi l-am regretat și încă îl regretăm. Ea a fost acolo tot timpul ca să-l sprijine și ca să-l poată determina să fie tare. O lecție de istorie în direct, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stai de vorbă cu noi. O lecție de istorie în direct, cum spuneam, Camelia, doamnelor și domnilor, preț de o oră va poposi sicriul cu osemintele reginei mamă Elena aici la Palatul Elisabeta, iar mai apoi va pleca spre Curtea de Argeș, locul înhumării. De ce la Palatul Elisabeta? Pentru că aici a fost semnat actul abdicării, de aici a fost forțată să plece în exil regina mamă Elena.